Dragilor, vă spun, nici nu știu, am atâta de multe lucruri să vă spun că vă iubesc, în primul rând, asta vreau să vă spun. Slavă Domnului, aleluia, uai! Ah, Doamne, Dumnezeu face niște lucruri extraordinare. Eu nu cred că e o întâmplare că voi sunteți aici, în locul ăsta. Nu cred că e o întâmplare că eu sunt aici, în locul ăsta. Pentru că Dumnezeu nu lucrează accidental, El lucrează cu un scop și cu un plan. Amin? Tot ce ni se întâmplă în viața noastră pare la un moment dat că e scăpat din mâinile Tatălui, dar la sfârșit, când ne uităm în urmă, vedem că a fost degetul bun al lui Dumnezeu la lucru. Mi-aduc aminte că, ca și voi, de multe ori mă întrebam, Doamne, de ce așa? Doamne, de asta de ce mi s-a întâmplat? Doamne, de asta de ce? De asta de ce? Asta n-are sens, asta n-are sens. Și mă gândeam, era ca și cum priveam un prosop din ăla, din etamină, cu sud pe dos. Numai câlți și numai ațe și numai noduri și nu înțelegeam. Și Domnul zice, continuă să coși cu mine, pentru că atunci când vei întoarce, va face sens totul. Lăudat să fie Domnul, Domnul e bun. Vă spun că în seara asta Domnul are un mesaj special pentru noi. Știu că e special pentru că cel care l-am pregătit, până la urmă m-a convins Domnul să-l abandonez. Lăudat să fie Domnul. Dar stați liniștiți. Iubim cuvântul Domnului și cred că Domnul ne va călăuzi exact unde trebuie. De ce spun că e un timp special pentru biserică? Eu cred că dacă nu ne mai trezim acum, sau nu o să ne trezim acum, dragii mei, cu adevărat, la revelația lui Dumnezeu, a cuvântului și a Tatălui, și o să fim faruri în lumea asta, nu știu dacă ne mai trezim. Lumea vrea să ne înghețe, lumea vrea să ne blocheze, lumea vrea să ne pună piedici, așa cum spunea și Vali mai devreme, diavolul vrea să te ducă într-o stare de stagnare, știi de ce? El e fericit dacă stagnezi. Important e să nu crești în Hristos. El e fericit dacă stagnezi. Te rog, nu stagna, nu te opri, zice, veți culege roadele dacă nu veți cădea de oboseală. În seara asta, cum am spus, am avut un mesaj, dar m-am simțit din nou călăuzit la unul din, probabil, cele mai frumoase versete din Biblie, câteva, cele mai frumoase, cele mai extraordinare declarații biblice, dar versetul ăsta cu toți îl cunoașteți și ar vrea să-l citesc, Ieremia 29:11. Aici m-a călăuzit Domnul seara asta. Și eu cred că Dumnezeu ne va vorbi. Eu personal voi pleca mai bogat de aici, mai sănătos la minte, la suflet și la trup. Pentru că de câte ori mă întâlnesc cu Dumnezeu, nu se poate să plec mai sărac. El întotdeauna pașii Domnului toarnă belșugul. Eu n-am văzut pe unul care l-a urmat pe Domnul și a umblat sărac. Bineînțeles, bogăția este de multe feluri. Nu înseamnă că Domnul peste noapte o să te facă milionar în euro, dar cu siguranță te va face milionar în fapte bune. Milionar în dedicare, milionar în separare, în consacrare, în sfințenie. Lăudat să fie Domnul. De asta aș vrea să citim împreună, pentru că de cele mai multe ori când trecem prin viață, încercăm să-i spunem lui Dumnezeu cum să lucreze. Ai fost și tu în postura asta. Când ai spus, Doamne, lucrează prin fratele, lași pe ăla, că la știu care bani să-i dea și să facă, să-i dea lui ăla și lucrează tu prin sora aia și să-mi vorbească exact pastorul ăla, că dacă dejaba a predicat Vali, eu vreau pastorul Timotei să-mi vorbească, că el grește de la Domnul. Și spuneai tu, îi făceai Domnului traseu. Și de alte ori în viață ne năpădesc așa o grămadă de milioane de gânduri și începem să-i spunem noi lui Dumnezeu cam cum va fi scenariul vieții noastre, ca exact ca și femeia la care a fost trimis prorocul Ilie, vă aduceți aminte de ea? Și a zis, fă-mă o turtă. Și a zis, n-am decât un pumn de făină și un deget de ulei. Dar zice, am o idee, îmi voi face mie și fiului meu și apoi vom muri. Cam așa sună planurile noastre înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul prin Ilie a spus, fă ce ai zis, numai dă mai întâi mie. Și o să vezi că făina nu se va împuțina și uleiul din oală nu se va termina. Dragul meu, hai să renunțăm să-i spunem Domnului ce gânduri avem noi pentru noi, pentru că nu sunt întotdeauna bune. Cele mai tari gânduri ale tale, Răzvane, pentru copiii tăi sunt mici în comparație cu gândurile Tatălui Ceresc. Așa e? Cele mai tari gânduri ale mele, cea mai tare, cum să zic, inspirație care eu am eu pentru soția mea, Adina, e săracă în comparație cu ce are Tatăl Ceresc pentru ea.
Dumnezeu are gânduri extraordinare. Așa că nu încerca să-i faci programul. Căci eu, citim împreună, căci eu știu, ne oprim aici. Nu mai încerca să-i faci lui Dumnezeu programul ăsta, îl simt așa să-ți spun din dragoste. De prea multe ori spui lui Dumnezeu că acum se va termina. Vine îngrijorarea, vine scenariul și deja te vezi, da, uite așa și așa și se va întinde aici și va veni aici și pocșul, deja vizualizezi sicriul și vizualizezi totul, vreau să spun ceva. Nu-i mai fă lui Dumnezeu programul, roagă-te, cum să ruga Moise, Doamne, dă-mi zile de pline să le trăiesc pentru slava Ta. Pentru că spun ceva, dacă cineva știe gândurile lui Dumnezeu, este El însuși. Nu mă asculta la unul și la altul pe internet. Du-te direct la Creator. Vezi că El știe. De multe ori ne comportăm în viață când mergem ca și cum Dumnezeu săracu are vreo durere de cap și Doamne, ai uitat ce mi-ai promis, te rog frumos, adu-ți aminte repede, îngerii Domnului, veniți, dați-i cu evantaiul, aduceți-i aminte că Domnul Hristos a uitat. Dragul meu, El știe, El n-a uitat. El cunoaște gândurile care le are cu privire la tine și la mine. Vezi tu că El se gândește la noi? Mintea Lui e plină de gânduri pentru noi. Dacă vreodată te întreb ce gândește Dumnezeu, hai să citim mai departe să vedem ce zice Domnul. Nu prorocul din Oradea, prorocul din Marghita, prorocul, nu mă interesează ce zică ea. Mă interesează ce zice prorocul prorocilor, Domnul Dumnezeu. Eu știu gândurile care le am cu privire la... Observați că Dumnezeu vorbește comunității, bisericii. Pentru că noi, cei care am venit în Hristos, toți suntem... L-am închis? Nu? Toți suntem special pentru El. Cum zice, zice Domnul? Gânduri de... Nu de ne... Să vă dau un viitor și o nădejde. În primul rând, Tatăl nostru are întotdeauna gânduri de pace. Dragul meu, vreau să știi... Că El ne iubește atât de mult, încât efectiv stăteam într-o zi să mă gândesc, Doamne, cum de n-ai putut sta în cerul Tău liniștit când Te-ai uitat la făptura umană, la rasa adamică și ai zis, cine va merge pentru noi? Și Domnul Hristos a zis, iată-mă, trimite-mă. Doamne, pentru că Tu ai vrut să vii și să ne dai pacea, să surpi zidul dintre noi doi, pentru că păcatele mele a pus un zid de despărțire între mine și Tine, dar și cu toate astea Tu vrei să-mi aduci pacea. Primul lucru care vreau să-l menționez de aici este că Dumnezeu te iubește și are planuri bune pentru viața ta, dragul meu. Poate că ai avut un tată absent, care n-a comunicat cu tine. Sau poate ai avut un tată dictator, așa mai impulsiv cum l-am avut eu. Și violent și comunica doar fizic cu mine. Sau poate ai avut un tată care nu ți-a fost tată. Ai fi vrut să-i spui tată, dar nu a fost niciodată un sprijin pentru tine acolo. Sau ai avut un tată care nu ți-a spus un cuvânt de încurajare. Și de câte ori se uita la tine cu toate strădanile tale, se uita și spunea, mai încearcă, nu ești bun unde ajuns, nu ești bun unde ajuns. Însă Tatăl Ceresc este un alt fel de tată. E un tatăl care tot timpul plănuiește, tot timpul are gânduri bune. Uită-te la câtă declarație de dragoste ne-a scris în astea 66 de cărți. Uită-te câte promisiuni avem, dragii mei. Avem peste 6.000 de promisiuni. Ce om pe pământul ăsta ți-a făcut 6.000 de promisiuni? Eu am făcut una lui Adina și mă străduiesc să o țin. Ea mi-a făcut una mie și să străduiește să o țină. El a făcut peste 6.000 și le ține pe toate. Cineva să zică, wow, l-am văzut pe Vlad acolo. Sau ioi, că suntem în Ardeal. Mă scuzați. Dragul meu, Dumnezeu are un plan extraordinar pentru viața ta. Poate ai un concept distorsionat despre Dumnezeu și asta afectează tot timpul mersul și umblarea cu El. Ți se pare că oricum, degeaba te strădui, că El oricum nu-ți va da. Eu aveam conceptul ăsta distorsionat despre Tatăl Dumnezeu, că trebuie să-i câștig dragostea. Și atunci când m-am pocăit cu un zel din ăla extraordinar, m-am băgat în fapte bune și am început să-i câștig și în fiecare seară mă uitam în sus să văd un deget. Și știi ce? Nu găseam degetul. Găseam brațe care mă luau în mână și ziceau, vină încoace, măi, eu te iubesc înainte să faci tu ceva. Atunci când Tatăl a făcut acea declarație extraordinară la botezul Domnului Hristos,
Înainte să înceapă lucrarea, înainte să facă vreo minune, înainte să vie vreun mort, înainte să salveze pe cineva, înainte să meargă la cruce, a zis: acesta este Fiul meu prea iubit, în care eu deja îmi găsesc plăcerea. Tu îți dai seama că atunci când ai venit pe lume, Carina, s-au uitat părinții la tine și te-au iubit. Și n-ai făcut nimica. Adică ai făcut câte ceva, da? Așa facem toți când suntem mici. Dar n-ai făcut nimic. Și ei te-au strâns în brațe și au zis: wow, ce minune! Doamne, îți mulțumim că ne-ai trimis-o pe Carina. Tatăl Ceresc te iubește dinainte să vii, pentru că El spune că în inima Lui, în mintea Lui, s-a gândit la tine. El are planuri minunate. Vreau să te provoc să-ți bagi asta în cap, că Dumnezeu cunoaște pe deplin planul pe care îl are pentru viața ta. Și spun ceva, ce cred cu adevărat. Diavolul nu poate să oprească planul Dumnezeu pentru noi. Poate să-l întârzie, poate să te deraieze, poate să te blocheze, să-ți pună o piedică, dar nu te poate opri dacă tu strigi la Dumnezeu din ceruri. Amin? Și de asta când te rogi, așa cum am fost provocați de Vali, roagă-te: Doamne, toate planurile care le ai cu privire la mine, trimite-le în ființă. Nu ce vreau eu, ci ce vrei tu, pentru că ce vreau eu e puțin. Mi-aduc aminte o poveste de pe timpul lui Ceaușescu, când un tată a mers cu un copil la magazin și știți că erau doar două feluri de bomboane, ele verzi și ele maro, cacao cu lapte. Și copilul s-a tot uitat la borcan și tatăl i-a zis: hai mă, întinde mâna. Și zice: nu bagă tu, că e mai mare a ta. Dragul meu, nu încerca să-ți faci singur dreptate. Nu încerca să ții singur o felie din viața asta, să fii fericit cu ea. Lasă-L pe Dumnezeu să te răsplătească, pentru că atunci când o face El, va fi plină, îndesată, clătinată. Vei merge cu ea acasă și nu va veni să crezi: Doamne, ce am făcut să merit atâta bine? Asta e pentru că te iubesc. Gândește-te că oamenii ăștia mergeau în captivitate. Și toți prorocii le proroceau dezastru, nenorociri, și vine prorocul Ieremia și zice: iată ce zice Domnul, căci gândurile Lui pentru voi sunt bune, să vă dea un viitor și o nădejde, sunt gânduri de pace. Îmi place atâta de mult ideea asta că Dumnezeu mă iubește și are mereu planuri bune pentru mine și e mai mult decât sper tu, Alexandra. E mai mult decât sper tu, Dana. E mai mult decât sper tu, Timotei. Știți ce provocare am în seara asta? Nu vă opriți aici. V-ați făcut o colibă ca și Petru și ziceți: Doamne, ajunge. Nu, nu. Doamne, cât vrei Tu cu mâna Ta. Eu nu vreau să Te limitez nici o clipă. Vă spun sincer, nu sunt avid, dar vreau toate planurile Lui bune. Și îmi place cum zicea Moise despre Iosua și cuvântul despre Iosua: din toate cuvintele bune pe care le-a zis Domnul despre tine, nici unul să nu rămână neîmplinit. Ce ziceți de binecuvântarea asta? Așa să ne rugăm de acum: Doamne, din toate cuvintele care le-ai spus în cartea Ta despre mine, să nu rămână niciunul neîmplinit. Doamne, le vreau pe toate. Așa cum Tu ai hotărât. Dragul meu, gânduri de pace. Am întâlnit situații, multe situații, în care oamenii, nu știu, credeau că știu ce eu gândesc despre ei și s-au înșelat. Și când am vorbit cu ei și am zis: mă, de ce te comporți așa? Păi că tu crezi asta despre mine. Și am zis: e parte de mine gândul ăsta, nici nu mi-a trecut prin cap. Sincer, scenariul ăsta nici nu mi-a trecut prin cap. Deci nu aveam puterea să-l crez despre tine. Și așa facem și noi despre Dumnezeu. Ne comportăm ca și cum suntem niște orfani. Ne comportăm ca și cum El ne urăște. Ne comportăm ca și cum El nu ne vrea să ne bage în seamă. Și ca și cum toarnă binecuvântările doar la unii și pe noi ne ocolește. Dă-mi voie să spun ceva: ce Dumnezeu a plănuit pentru tine este al tău și doar al tău. Psalmul 16 spune: o frumoasă moștenire mi-a căzut la sorți. O frumoasă moștenire. Dumnezeu nu are moșteniri urâte. Dumnezeu are moșteniri frumoase. Dar știi ce? Trebuie să lași pe El să o facă. Amin? David ar fi putut să pună cuțitul în Saul de câteva ori și totuși a zis: nu, nu o să tai o felie din viață și o să-mi fac viața cum vreau eu. Facă-se voia Lui Dumnezeu în viața mea, eu aștept ca Dumnezeu să mă promoveze, aștept ca Dumnezeu să mă ridice, aștept ca Dumnezeu să mă folosească, aștept ca Dumnezeu să mă binecuvânteze. Nu o să fac un compromis doar ca să am și eu ceva pe planeta asta, să zic: wow, ce m-am ajuns. Doamne, nu mai vreau nimic decât planul Tău și atât. E posibil ca și tu să vii la biserică de atâta vreme și să ai o listă cu câteva rugăciunele și să-i le tot aduci Domnului. Și Domnul se uită la ele și zice: mă, îmi pare rău, sunt prea mici.
Asta nu e ce am eu pentru tine. De asta nici nu pot să ți le dau. Îs prea mult sub standardul cuvântului meu. Îs prea mult sub standardul a ceea ce eu gândesc despre tine. Doamne, te rog frumos. Ai un conflict cu cineva, da? Te rog frumos să nu mă mai întâlnesc, ca să avem pace. Aia nu-i pace. Ăla e conflict înghețat. Și Domnul zice, a-a. Și mâine te duci să-ți iei cafeaua și cine e acolo? Exact persoana respectivă. Și Domnul zice, vorbește cu el. Doamne, te-am rugat să nu ne întâlnim, să o pui pe partea la alta străzii. Am un nod, am transpirat. Nu, nu, Dumnezeu nu vrea să ai o pace superficială. El vrea să ai o pace adevărată. Biblia spune, binecuvântați sunt cei care fac pacea. Nu cei care mențin un conflict înghețat. Nu știu, eu las. Da, da. Cum e? Vorbești cu familia? Da, vorbim așa din când în când, odată la câțiva ani. Dar ce? Am avut o treabă cu fratele meu, dar nu e nimic serios. Dragul meu, ești binecuvântat dacă faci pacea. Și aș vrea să luăm principiul ăsta. El a venit să facă pace între noi și el. Haideți să facem și noi la fel, să facem pace între noi și cei de lângă noi. Amin? Al doilea lucru care îl văd aici, în versetul ăsta, pentru că el are planuri extraordinare pentru viața mea. Credeți-mă, când eram în străzile alea din Craiova la 16 ani jumate, distrus, fără orizont, oameni, voi înțelegeți că eu nu aveam bani să trec strada. Eu nu, nici nu puteam să concep, să conceptualizez ce minunate planuri avea Dumnezeu pentru mine, ce minunată soție are pregătit Dumnezeu pentru mine, ce școli minunate, ce mentori minunați, oameni care să mă șlefuiască. Nu, știi ce mă gândeam eu? Băi, dacă aș avea măcar un loc unde să dorm și să mănânc, ce tare ar fi. Și Domnul a zis, am o idee mai bună. Păi dacă aș avea măcar atât, Dumnezeu a zis, am o idee mai bună. Ce ar fi să-ți dau resurse sau să te ajut să facilitez și la alții un loc unde să stea să mănânce. Nu doar să ai tu. Vezi tu, planurile noastre sunt de multe ori, cum zice un păstor pe care îl iubesc mult la Cluj, pastorul Filip, miculuțe. Sunt miculuțe, stare mici. Dar Domnul vrea planuri din alea măroace, cum zice tot el, mari. Al doilea lucru care îl văd aici este că voia lui pentru viața noastră s-a stabilit din pântecele mamei noastre. Psalmul 139, de la 14 la 18, spune așa, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Oameni buni, hai să ne luăm o secundă. Hai să-i mulțumim tatălui că el ne-a țesut. Ca la război ăla de țesut, mi-aduc aminte pe bunica, că eu creșteam împreună cu ea omis când eram mic. Și o vedeam cum țese acolo și cu câtă grijă băga culorile și zicea, nu-i bun aici, trebuie să schimb, aici trebuie să pun roșu, aici trebuie să pun galben, aici trebuie să pun... Dumnezeu te-a țesut, nu te-a făcut așa, următor. Dumnezeu nu lucrează la îngro, Dumnezeu lucrează în detail. Amin? Tată, chiar acum îți mulțumim că ne-ai țesut. Ne-ai țesut și nu ne-ai țesut oricum, o Doamne, ci ne-ai țesut într-un mod tainic acolo, Doamne. O, Doamne, îți mulțumesc. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Dragul meu, aș vrea chiar acum să te rog să-ți ceri iertare lui Dumnezeu pentru că ai spus despre tine lucruri care El nu le-a spus niciodată. Sunt un eșec. Sunt un distrus. Ești o distrusă. Sunt un distrus. Nu, nu, te uiți în oglindă. Wow, leu! Muma pădurii! S-a spus vreodată Domnul lucrurile astea? Cum te vede El? O făptură minunată. Pentru că El nu face rebuturi, dragii mei, El face numai opere de artă. Apostolul Pavel spune că suntem opera Lui de artă. În engleză spune frumos, His masterpiece. Adică când s-a uitat și te-a creat pe tine, te-a făcut pe tine și nu mai poate fi niciun altul ca tine. Vedeți, din 6 miliarde de amprente, oameni buni, uitați-vă pe 2 centimetri, din 6 miliarde de amprente, a ta e unică, nu mai are nimeni. Nici măcar copiii tăi nu au. Pentru că așa e Dumnezeu, El țese într-un mod unic, special, extraordinar, minunat. Tu ești o făptură minunată! Slavă Lui! Îmi place ce spune, minunate sunt lucrările tale, Doamne! Vedeți că aici David explodează în laudă și ce bine vede sufletul meu lucrul ăsta, trupul meu! Nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc taine, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, că nu eram decât un plod fără chip. Îmi imaginez așa din perspectiva lui Dumnezeu când eram eu acolo în pântece la mama mea și încă nu prinsesem în forma totală. Se uita la mine și zice, știu ce fac cu asta. O să aibă el o perioadă de rătăcire, dar l-aduc eu acasă și fac din el un predicator al cuvântului lui Dumnezeu. Fac din el un bărbat
serios, știu ce fac din tânărul ăsta. Astăzi am fost la Dani, la Dana, cum? N-am auzit. Am zis Dani, iartă-mă, m-am gândit la Dana și la Florin. Și în timp ce ne-au invitat să mâncăm acolo, să gustăm ceva, nu ne-am văzut de mult și tot ne-au invitat și am zis, hai să mergem. La un moment dat, fetița lui asta, cea mai mică, l-a solicitat, tati, tati. Și mi-a plăcut de Florin, că cât ar fi vrut să fie de politicos cu oaspeții, a început să alerge cu fetița lui în jurul mesei și să se joace cu balonul. Și vorbea și cu mine, alerga și cu ea, vorbea și cu mine. Și atâta de faină imaginea asta a fost, că Tatăl Dumnezeu, Ava Tată, are întotdeauna timp pentru tine și pentru mine. Dragul meu, el nu e ocupat. Crede-mă, la primărie o să găsești coadă. La guvern, uși închise. Când privești în sus vorba socrului meu, acolo nu e aglomerație. Așa îmi spune el, Sanitos, privește în sus, acolo nu e aglomerație. El are timp, el e prezent, el te aude, el poate în același timp cu milioane de oameni să stea de vorbă, el este Tata, el este Dumnezeu, el ne-a creat, îmi place că ochii lui ne vedeau și îmi place cuvântul ăsta. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-erau, citim împreună, rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Omule! Și atunci de ce mai trăiești cu chestia aia în cap? Gata mor, gata mor. Aveam o bunică, nu aia moldoveancă, aia olteancă. Aia de pe la 50 de ani, când nu știu să plângea, că moare din inimă. Și a trăit 8-7 de ani. Când a murit, știți ce ne-au spus doctorii? Zice, domn profesor, că tata era fiind profesor, așa spunea. Domne, inima la femeia asta era tare de tot. Dacă n-avea probleme cu colonul, zice, asta trăia 100 de ani. Dar vezi ce înseamnă minciuna diavolului, ți-a băgat... Mor de cancer sau mor de nu știu ce, faci artrită, faci. Bă, când auzi artrită, deja când ne rugăm pentru artrită la biserică, îmi spune o soră, deja mă dor încheieturile. Când am auzit că, cine s-a băgat astea în cap? Dragul meu, draga mea, el a stabilit zilele vieții tale dinainte să fie vreuna din ele și le-a și planificat. Dar trebuie să intrăm în planificarea lui. Să nu mai mergem paralel cu Dumnezeu în voința noastră, ci să mergem în pas cu el. Oile mele, cunosc, ascultă glasul meu și vin după mine. Atât a vrea tata de la tine, pentru că el știe deja. Tata, da unde? Tata, da cum? Tata, da... Copilul meu, am planificat totul. Îmi place așa de mult psalmul ăsta, extraordinar, 139, 13 la 16. Dumnezeu deja a stabilit planurile lui și Biblia spune că nu pot fi numărate. Îmi place de David atunci când îi se pune în față, zice prorocul, măi, pentru că ai păcătuit, alege. Ori boală, ori război, ori 3 luni să fugi înaintea vrăjmașului, ori asta. Și David ce zice? Mai bine să cadă în mâinile Domnului decât în mâinile omului. Căci, cum, căci ce? Căci bunătățile Domnului sunt nemărginite. Voi vă dați seama cu ce Dumnezeu avem de face, oameni buni? Avem așa de mică credință, deci vă spun sincer, avem mică credință, dar vestea bună e că o putem crește. Roman 10 cu 17 spune că și credința vine prin auzire și auzirea prin știrile ProTV, nu? Prin cuvântul lui Hristos. Domnul să ne ajute. Dragul meu, am subliniat că Dumnezeu ne iubește, asta reste din pasajul ăsta, ne iubește și are un viitor și o nădejde pentru noi. Am subliniat că planurile Lui sunt extraordinare pentru noi și ascultă-mă încă o dată, vreau să subliniez, diavolul nu poate opri planurile care Dumnezeu le are și le-a prestabilit pentru viața ta. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu e mai tare. A, că poate întârzia, te poate dăraia cum a făcut cu mine, m-a luat dintr-o familie și m-a trimis pe străzi, datorită respingerii, datorită Duhului ăsta de orfan care a fost în mine, am ajuns un golan, am ajuns un terbedeu, am ajuns un om de nimic, aia e altceva, dar el are putere și planurile lui, Biblia spune că planurile tale, Doamne, cuvântul tău mă urmărește și odată și odată mă prinde și mă trage înapoi în voia lui perfectă și bună pentru viața mea. Tot ce tu trebuie să spui, Tată, facă-se voia, nu voia mea. Al treilea lucru care îl înțeleg eu din pasajul ăsta, și n-am făcut o exegeză pe text clasică, dar un lucru care îl înțeleg și mă trimite gândul este la Roman 11 cu 29, îmi place și spune acolo că și lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile care le-a dat și de chemarea făcută. Vreau să vă întreb ceva. Voi sunteți, frații mei, conștienți, surorile mele, că atunci când am fost mântuiți, am fost și chemați?
N-am fost chemați să stăm pe scaune și să ne plictisim. Am fost chemați în Missio Dei, în misiunea lui Dumnezeu. Adică El misionează și noi mergem împreună cu El. Dar lui nu-i pare rău de darurile. Uitați-vă câtă risipă de daruri în lumea seculară. Cât talent, câtă artă, câți oameni care și-au pus pictura în cinstea lui Hitler în loc să o pună în cinstea lui Dumnezeu. Câți oameni care și-au pus darurile în cinstea lui unul ca Stalin, în cinstea lui unul ca eu știu care. Ălea vin tot de la Dumnezeu, pentru că Tatăl din creație, înainte să ieși, înainte să vii, a pus acolo o mână de daruri, a zis să nu meargă cu mâna goală. Dă-i niște daruri, fă-i o chemare. Vezi tu, Dumnezeu nu numai că are planuri minunate pentru viața ta, nu numai că s-a gândit la tine și zilele tale sunt scrise în cartea Lui, dar ți-a și dat daruri. Vă aduceți aminte când Domnul Hristos s-a născut, ce a primit? Daruri. Ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu nu te trimite pe lume cu buzunarele goale. Eu vă spun sincer, mă mâhnesc când aud un copil de Dumnezeu, un creștin, că vine și spune rugați-vă și pentru mine, eu n-am niciun dar, eu n-am niciun... Și stai 4-5 minute cu el de vorbă și deja descoperi 2-3 daruri care el nici măcar n-a fost conștient. Poate a zis, eu n-am știut că le-am. Normal, pentru că diavolul vrea să te țină în întuneric. Dumnezeu vrea să te aducă în lumină. Darul te duce înaintea împăraților. Vreau să vă spun ce a făcut diferența în viața, să vă întreb de fapt, ce a făcut diferența în viața lui Iosif? Darul lui de administrare a primat sau darul viselor, interpretării viselor? Până să fie bun administrator, ce au descoperit despre el? Că omul ăsta îl cunoștea pe cel de sus și putea interpreta vise. Vezi tu, în închisoare, Iosif ar fi putut să stea supărat și să zică, nu mai fac nimic, Dumnezeu a uitat de mine, gata, m-am supărat, planurile lui au fost întrerupte pentru viața mea. Nu, dimpotrivă, Iosif a continuat să-și arate bunătatea și a folosit darurile în condiții în care el era nevinovat și închis într-o închisoare. Ești într-un loc unde ești prins în disconfort? Folosește-ți darurile. Ești într-un loc unde nu prea-ți place? Într-un loc de muncă unde mai degrabă ai fugi? Îmi spunea un frate, aș vrea să fug, să mă duc unde e mai ușor, dar știu că aici mă vrea Domnul să mă folosească ca lumină. Și zice, sunt așa, Sani, într-o luptă. Am o altă oportunitate, bani mai mulți, mult mai ușor, sau să rămân cu ăștia, care în fiecare zi mă înjură și îmi zic, pocăitule, ce să fac? E greu, e foarte greu. Dar darurile care ți le-a dat Dumnezeu nu ți le-a nimeni, ascultă-mă. De asta nu trebuie să fii în competiție cu absolut nimeni. Ce ai tu este pus deoparte în tine și depozitat în tine și așteaptă Dumnezeu să le folosești și să le șlefuiești. Amin? Chemarea care s-a făcut-o Dumnezeu ție, e a ta. Poți să zici da sau poți să zici nu. Dumnezeu mie mi-a făcut o chemare. De fapt, chemarea era făcută numai că eu am descoperit-o la 16 ani jumate. Mi-a făcut o chemare și a venit un om la mine și mi-a zis, fiule, Dumnezeu mi-a spus să spun asta, că ești chemat să predici Evanghelia și ești chemat așa și să te sacrifici, să suferi. Și când am auzit scenariul, m-am îngrozit. Și am zis în mintea mea, să o crezi tu. Via Germania, Sani Trancă. Și Domnul a început să mă cerceteze, Domnul a început să lucreze la inima mea și El mi-a spus așa, poți să spui da sau poți să spui nu. Dumnezeu te va iubi. Dar El ar vrea să intri partener cu El. Pentru că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi ce e frumos în lucrare? Că niciodată nu e singur, dragul meu. Dumnezeu este cu tine. Niciodată nu e singur. Și atunci când ți se pare că e singur, vezi mâna invizibilă al Dumnezeu în istorie, în viața ta. Aveam un profesor la facultate care spunea că numai când te uiți în oglinda retrovizoare, în retrospectivă, vezi toate momentele când degetul lui Dumnezeu a lucrat și zici, da, mă, acolo a fost mâna lui Dumnezeu. Ai avut momente din astea? Sau ai crezut că a fost înțelepciunea ta? Ai crezut că a fost deșteptăciunea ta? Mai e ceva ce vreau să încă un punct care vreau să-l subliniez. Dumnezeu nu numai că are planuri bune pentru noi, că viața sau planurile Lui sunt prestabilite pentru noi, că și tu dacă ești tată, faci niște planuri pentru copilul tău. Nu zici, bă, mi s-a născut un copil, hai să văd ce se întâmplă cu el. Nu, Alin? Ai niște dorințe, ai niște vise pentru copiii tăi, corect? Timotei, ai niște dorințe, adică poți tu, bă, n-aș vrea să-i forțez să fie tot păstor, dar mi-aș dori chemarea lui Dumnezeu din generație în generație, dar și eu am dorințe, și tu ai dorințe, toți, și soția mea are dorințe pentru mine.
Îmi place de Adina, ce îmi place la Adina și vreau să o felicit față de voi aici. Domnul să te binecuvânteze, Adina, că nu m-ai lăsat niciodată să mă mulțumesc cu platou. Pentru că sunt momente și în viața mea când obosesc și mă apasă poverile care nu are rost să le descriu aici și se uită la mine și zice, e sigur că vrei să rămâi aici? Păi nu, dar e cam greu. Mai gândește-te. E sigur că vrei să rămâi în platou ăsta? Pentru că ăsta nu e planul lui Dumnezeu perfect pentru viața ta. Ăsta e ce tu crezi că e planul lui pentru viața ta. Tu poți să fii un altfel de bărbat. Poți să fii un om al lui Dumnezeu, un preot în familia ta. Tu poți să fii o mamă care se roagă și își cheamă copiii la credință. Prin rugăciune Dumnezeu te va folosi să-i aducă înapoi. Tu poți să fii un preot în casa ta. Ia-ți rolul în serios, omule. Ți-ai luat rolul în serios? Îmi place de Domnul că zice, darurile și chemarea sunt irevocabile. Acum, câți dintre voi ați făcut greșeli așa, din când v-ați pocăit? Ați făcut vreo greșeală, două, trei, câteva mii? Ok, vreau să vă spun ceva, greșelile noastre nu revocă planul și chemarea lui Dumnezeu. Pentru că ele sunt irevocabile. Planurile lui sunt bune, voia lui e prestabilită și darurile și chemarea irevocabile. Dar mai e ceva, mai e ceva. Voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, Dumnezeu și-o descoperă, pentru că zice aici în Ieremia 29:14, cine mă va căuta, mă va găsi. Cu alte cuvinte, El se lasă găsit de cel care îl caută. Voi mă veți chema și veți pleca și mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă, e o condiție, mă veți căuta cu toată inima. Eu vreau să vă întreb, de ce atât de mulți creștini umblă în întuneric? De ce atât de mulți creștini când au decizii de făcut, efectiv nu știu ce să facă? Și zice Domnul Hristos că mai înțelept sunt fiii întunericului decât fiii luminii. De ce? Pentru că nu-L căutăm cu toată inima. Pentru că Dumnezeu este gata să ni se descopere. La un moment dat strigă Domnul Ieremia și zice, m-aș fi lăsat găsit și de străinii din țară. Da, păi de voi, poporul meu care m-a părăsit. Domnul s-ar fi lăsat găsit și chiar de străini, dar mai mult de copiii lui. Dragul meu, dacă îl cauți, dacă îl chemi, e imposibil ca el să nu-și descopere planul pentru viața ta. Ascultă-mă o poveste faină de tot. Îmi place mult, mult, mult. Cartea Geneza pentru mine e cartea preferată din Vechiul Testament. Dar îmi place mult povestea lui Avram. Avram bătrân, descurajat, cu o soție lângă el care abia mai mișca, se duce într-o seară la Domnul și zice, Doamne, nu te spăra pe mine, dar nu mi-ai dat și mie moștenitor. Mă frământă gândul ăsta, mă macină zi de zi. Cui rămâne averea mea lui Eleazar din Damasc? Domnul îi face o rugăciune simplă, el vrea ce? Un copil. Și Domnul în bunătatea lui zice, Avrame, tu chiar crezi că eu am scăpat locurile din control? Eu nu pot să-ți dau doar un copil, îți fac un desfășurător pe 400 de ani înainte și îți voi spune ce se va întâmpla cu poporul care iese din tine. Oameni buni, voi vă imaginați că dacă nu vine încă Domnul Hristos pe pământ, noi putem să aflăm lucruri, să reveleze lucruri despre viața noastră, pas pe pas, pe pasuri care Dumnezeu le are pregătite până la sfârșitul vieții? De ce să trăim în întuneric când Duhul Sfânt spune că El ne va revela lucruri care vor veni? De ce? Gândește-te, îți dai seama ce Dumnezeu avem, un Dumnezeu care ne poate, nu pe un an, nu pe un doi, nu pe trei, nu pe o lună, nu pe un an, nu pe zece, pe 400 de ani îi desfășoară lui Avram și spune tot ce se va întâmpla. Și așa s-a întâmplat, ăsta e Dumnezeu cu care umblăm. Și atunci de ce să mai umbli în întuneric când poți să umbli în lumină? O, Doamne, ajută-ne! Să știi că un concept greșit despre Dumnezeu, că aici vreau să ajung. Eu am avut conceptul greșit despre Dumnezeu când m-am pocăit, pentru că îl vedeam prin prisma tatălui meu pământesc. Și tatăl meu pământesc a fost unul care l-am iubit enorm de mult. Nu știu cât m-a iubit el pe mine, nici în treaba mea, dar a fost un om sever. Era un om școlit, avea 4 licențe, 4 facultăți făcute. Era un om foarte, foarte, foarte deștept. Era, pentru mine, tatăl meu a fost cel mai bun profesor care l-am avut vreodată. Abia am trecut clasa la el. Am făcut un an de istorie cu el. Am luat un 6 și un 4, slavă Domnului, am trecut. Era foarte, foarte sever. Tatăl meu, pentru tatăl meu niciodată
Nimic nu era bine. V-am spus cu altă ocazie că am luat un singur 10 toată școala, din clasa 1 până în clasa 8-a, la matematică, că am știut teorema lui Pitagora, singurul din clasă. Toți fugisem la meci, dar eu pe drum am repetat-o și când m-am întors, am știut-o. Și când m-am dus acasă, mi-a zis, bă, băiatule, tu ești un dobitoc, tu ești un tâmpit, n-are cum, profesorul a greșit, tu n-ai capacitatea să iei 10, tu înțelegi? Atâta de tare m-au mâhnit cuvintele lui, dar știi ce? Ce tatăl meu a spus despre mine, m-a urmărit o perioadă, însă ce tatăl ceresc spune despre mine, asta mă definește. Amin? Și vreau să te provoc să nu mai lași, pentru că am întâlnit cu câteva luni în urmă un tânăr, zice, de 40 de ani. Cuvintele tatălui meu mă urmăresc și nu pot să le depășesc, Sani, nu pot să le depășesc. Parcă taică mi-o prorocit și eu sunt exact acolo. Și am spus, dă-mi voie să-ți fac cunoștință cu un proroc mai mare, se numește Iisus Hristos. Și când prorocul ăsta prorocește peste prorocia tatălui tău, va rupe blestemul ăla. Nu mai putem să trăim în imaginea părintelui nostru, bunicului nostru. Da, avem asemănări, semănăm cu bunicii, cu străbunicii, vorba lui unul, ce l-am pe Hristos în inimă, dar pe bunicul noastră. E adevărat că s-a transmis acolo, dar nu trebuie să rămân așa, prin puterea Duhului Sfânt. Noi putem să fim tot ceea ce ne cheamă Dumnezeu să fim. Nu trebuie să fiu Mara, cea întristată, o viață întreagă. Dar de ce să fii Mara? De ce să nu fii Naomi, cea plăcută? Nu trebuie să fii fricoasă. De ce să nu fii dătătoarea de speranță? De ce să nu fii ca Deborah? De ce să nu fii ca Gedeon? De ce să nu fii ca David? Aleluia! Dragul meu, e timpul să schimbăm percepția care o avem despre Tatăl Ceresc. Și într-o zi, în timp ce mă rugam, am auzit o voce blândă care mi-a spus, dragul meu copil, eu sunt un alt fel de tată. Eu nu sunt Marin Trancă. Eu sunt un alt fel de tată. Eu sunt deasupra tuturor lucrurilor. Și dacă eu spun că ești vindecat, vei fi vindecat. Dacă eu spun că vei fi restaurat, vei fi restaurat. Dacă eu spun că vei fi cap și nu coadă, vei fi cap și nu coadă. Dacă eu spun că vei fi binecuvântat și nu blestemat, vei fi binecuvântat. Eu ți-am stabilit zilele, eu ți-am stabilit gândurile mele, aleargă pentru tine să facă voia mea. Wow, m-am înviorat. Wow! Dacă ai avut și tu așa un tată, poate sever, absent, poate nici n-a fost acasă, nu l-ai văzut cu ani. Ascultă-mă, Dumnezeul nostru, Tatăl nostru Ceresc e un tată prezent. Nici nu-ți ajunge cuvântul pe gură și el știe ce vrei să spui. Wow, mie mi se pare fantastic. Nici nu-mi ridic mâinile în sus că el deja știe ce laudă vreau să-i cânt. Îmi știe tot ce-mi trece prin cap și nu-mi dă cu bota. Îmi zice, vino încoace și noiește-ți mintea. Am câteva întrebări de final. Păi pasajul ăsta e un pasaj atât de răscolitor. Mă gândeam, merg în Babilon, au o traiectorie pentru următorii 70 de ani și totuși Dumnezeu le prorocește una din cele mai frumoase prorocii din Biblie. Și nu știu unde ești tu, poate și tu te simți ca izraeliții, duți în lanțuri, apăsat de datorii, credite la bancă, stres, apăsat de frică, vedeți că frica face ravagii în generația asta și panica. În spitalele pline de tineri care se duc la psihologi, pline de tineri, pline de copii, îs șocat, oameni buni, îs șocat, credeți-mă, pe bune sunt șocat când aud că copiii de 5-6 ani sunt duși la psiholog. Ce se întâmplă cu generația noastră? Știi ce se întâmplă? Noi nu mai arătăm cu adevărat că îl cunoaștem pe cel preanalt. Oamenii au început să creadă că e o poveste pentru că noi facem să creadă asta. Dar ea merge ca unul care cunoaște. Zice Scriptura, cel care umblă cu Dumnezeu lui va face lucruri mari, isprăvi mari. Și zice că va merge cu încredere și pe drumul lui va fi hotărât. Păi când vor vedea oamenii un om hotărât, bă, ăsta știe unde merge. E timpul să accepți că El te iubește. Că are o voie perfectă pentru tine, că ți-a făcut o chemare, ți-a dat niște daruri, nu-i pare rău de darurile care ți le-a dat și e timpul să accepți că El vrea să-ți descopere voia. Ascultă-mă, nu avem nicio scuză. Chestia aia că Domnul nu mi-a zis ce să fac, dă-mi voie să spun că n-ar trebui să existe în gura noastră. Dumnezeu are o voie suverană, da? O voie suverană, ce înseamnă voia suverană? Spre exemplu, istoria poporului Israel nu a depins de mine și de tine. Dumnezeu a făcut-o oricum. Dumnezeu are o voie revelată sau generală,
Da, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, să fim plini de Duh, să fim mulțumitori, să predicăm cuvântul, să-L ținem pe Hristos în inima noastră, da, să fim plini de Duh. Și Dumnezeu are și o voie personalizată. Și știi ce? Vestea bună e că vrea să ne-o descopere. Dar zice să-L căutăm cu toată inima. Beni, ești pe aici? Vedeți că în ultima vreme, deja cu Beni, parcă ne înțelegem din priviri. Dar el se va căsători totuși cu Carina. Aleluia! Domnul să te binecuvânteze, Beni, să-ți dea sănătate și toate proviziile de care ai nevoie. Dragii mei, am niște întrebări. Asta e una din cele mai frumoase promisiuni. Cum am spus, altă dată cu ajutorul Domnului o să facem exegeză strict pe text. Eu acum am venit și am prezentat niște idei și am încercat să arunc înspre noi toți niște concepte care să ne provoace. Dar vreau să spun întrebarea asta. Îl crezi pe cuvânt? Sincer, dar nu da răspunsul prea repede. Chiar îl crezi pe cuvânt? Chiar crezi că poți muta munții din loc? Chiar crezi că atunci când tu intri într-un loc, se schimbă atmosfera pentru că acolo e un ambasador al Împărăției lui Dumnezeu? Știți la ce vreau să vă provoc? Să ne întoarcem la credința aia de copii. Nu să fim copii la minte, aia e rău. La vârsta asta nu ne permitem. La credința de copii. Când tata zice, mă uitam la Florina azi, când i-a zis, vine tata imediat, ea l-a crezut, s-a dus, s-a stat cu balonul, ai venit? Era lângă ea. Copiii cred ce spune tata. Cum stai cu credința? Îl mai crezi pe cuvânt? Sau deja ți se pare, mă, știi cum, îl cred, dar parcă nu mere la mine, nu funcționează la mine, funcționează la alții doar. A doua întrebare, înțelegi că ai o chemare și niște daruri de care ești responsabil? Și că Dumnezeu nu se așteaptă să faci o înmormântare cu talentul tău, ci să faci o investiție. Dumnezeu te cheamă la o mentalitate de investitor, nu de cheltuitor. Știți diferența dintre albine și viespi? E una singură. Albinele muncesc, viespile fură. Tare mie că încep să se mulțească viespile în biserică. Și n-aș vrea. Aș vrea să rămânem ca niște albinuțe harnice și care muncim pentru stup, adică pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin? A treia întrebare. Îl cauți din toată inima sau îl cauți cu rezerve? Pentru că și eu am avut momente când m-am dus și m-am rugat, dar parcă n-am așteptat. Odată m-am dus, m-am rugat. Mi-aduc și acum aminte. Eram așa într-o urgență. Doamne, te rog, răspunde-mi, Doamne. Și m-am întors să plec și am auzit o voce blândă. Eu încă n-am apucat să-ți dau răspunsul. Și am zis, Doamne, iartă-mă, așa e. Dar știi de ce n-am apucat să ne? Pentru că nici n-ai crezut că astăzi o să ți-l dau. Și a trebuit să mă rușinez înaintea Domnului să zic, Doamne, iartă-mă, am venit. Cred că din reflex sau din ritual sau am venit cu o parte din credință, dar parcă cu frâna de mână, dar parcă fără așteptare cum să-mi răspuns. Dar tu îmi spui în cuvântul tău că cine cere cu credință, capătă. Tu spui în cuvântul tău să ceri și să cred că sunt deja stăpân pe lucru cerut. Iisus, iartă-mă. Încă o dată, îl crezi pe cuvânt? E 19:38, sau văd eu bine, nu știu, poate trebuie să-mi schimb ochelarii. Ați văzut că dimineața am greșit o cifră. Mulțumesc, frate Filip. Știi ce am făcut? Am trecut de pe un program pe alt program și mai se schimbă numerele din când în când și de multe ori și le greșesc. Îmi cer iertare. Dar cu ajutorul fraților am fost unde trebuie. Îl crezi pe cuvânt? Eu aici vreau să rămânem în seara asta. Pentru că totul depinde de răspunsul pe care tu-l dai. Dacă tu-l crezi pe cuvânt, de azi poate să înceapă una din cele mai extraordinare călătorii ale vieții tale. Am strigat acolo. Doamne, cred, te cred pe cuvânt că din dezastrul ăsta de om tu poți să faci o minune. Și el a zis, atunci vino și urmează-mă. Vedeți că Scriptura nu ne spune că Iisus a zis, vino și studiază-mă. Una este să studiez, alta este să-L urmezi. Vino și urmează-mă, îl crezi pe cuvânt. Ai înțeles că ai o responsabilitate pentru darurile și chemarea care o ai?
spunea cineva odată și mă întreba și o să fiu transparent și sincer cu voi cum sunt întotdeauna. Eu vă consider familia noastră și de asta sunt și foarte direct cu voi și știu că nu vă supărați și sunt și foarte deschis, pentru că sunt un om transparent. Îmi spunea cineva, bă, Sani, nu te înțeleg. Bă, ok, 5 ani, 10, 15, 2, bă, dar de ce o ții așa într-o... în viteza asta, nu poți să o iei mă mai molcă, mă tată, te-ai mutat în Ardeal, mă liniștește, te ești prea agitat. Ce te motivează? Și am spus, nu m-am ofensat, am zis, mă, vrei să știi ce mă motivează? Ce mă motivează sunt două versete, două pasaje biblice care le-am găsit și le-am regăsit în mentalitatea mântuitorului meu, a capitanului meu, a șefului meu. El spune așa, tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea șomez. Așa scrie. Cum scrie? Lucrez. Deci dacă cuvântul e viu și lucrător, eu cum să stau? Asta e una. Dar ce mă motivează și mai tare după aia e sfârșitul pildei talanților. Zic, și îl întreb pe tânărul ăsta, zic, ți l-ai imaginat vreodată pe Iisus așa cum îl, al harului și al dragostei, că poruncește ca ăla să fie tăiat în două cu ferestrăul, să-i se ia talentul și păi nu, dar nu știu, Dumnezeu e dragoste, nu judecă, nu. Dragul meu, vom fi trași la socoteală pentru administrarea darurilor și chemării. Vă povesteam că la Baia Mare într-o zi am întâlnit un om care ieșise la pensie și l-am găsit plângând și am zis, ce se întâmplă cu tine? Și zice, am avut o chemare de păstor și am refuzat-o și m-am dus în lume să fac bani. Acum am terminat, am făcut bani, am făcut copii, am făcut casă, am făcut asta și acum sunt bolnav. Și știi, l-am încurajat pe omul ăsta. Și am zis, măi, cât mai ai, câte zile ai, Saronul, du-te și fă ceva pentru Domnul, roagă-L să te ierte și du-te și păstorește pe cine poți, condu oamenii la Hristos. N-a trăit decât 2 ani după întâlnirea noastră, dar mi-aduc aminte și acum fața Lui, plină de regrete. Am avut o chemare care El mi-a făcut-o și am refuzat-o. Poate tu n-ai o chemare pastorală, dar cu siguranță ai chemare de mamă, cu siguranță ai chemare de soție, cu siguranță ai o chemare de tată și preot în familia ta, amin? Cu siguranță ai o chemare de administrator, cu siguranță ai o chemare de a face faptele credinței și de a dărui pe Hristos celorlalți. Cu siguranță ești chemat să fii un vestitor și împreună lucrător cu Dumnezeu. Cu siguranță ți s-a îngrădițat slujba împăcării și ție. Ce o să faci când o să stai în fața Lui? O să vii cu mâinile goale? Pentru că ai fost prea ocupat să strângi bani, să-ți iei iPhone? Vorba lui o soră, really? Ea nu știe engleză, dar asta l-a învățat cuvântul ăsta. Really? Ăsta-i țelul vieții tale, să ai cea mai bengoasă mașină din Boradea, cea mai șmecheră mașină? Crezi că aia e important? Omule, ai o chemare să lucrezi cu lucruri eterne, cu suflete, care mâine pot să fie în iad, pentru că tu și cu mine nu ne-am făcut treaba. Am fost prea preocupați de noi. Te chem astăzi să accepți că tata, Ava tată, are planuri extraordinare pentru tine. O voie prestabilită și dacă tu vrei să intri, ne-a vedeți că spune acolo voie bună, plăcută și de săvârșită. Poți să o alegi și pe aia plăcută, poți să o alegi și pe aia doar bună. Dar tata o vrea pe aia de săvârșită. Mi-aduc aminte că m-a făcut Domnul chemarea să mă întorc în România. I-am spus, Doamne, nu mă poți lăsa pe aceea prin Scandinavia, că în țara aia nu mai vreau să mă întorc. Și știți ce mi-a zis? Dacă vei rămâne aici, vei fi copilul meu, te iubesc. Ai făcut un legământ cu mine prin Hristos, dar nu e voia mea perfectă. Întoarce-te în țara ta și fii acolo lumină și sare. Dragii mei, El este lumina lumii și chemarea pe care ne-o face astăzi, acolo unde suntem. Unul vinde covrigi, altul este instalator, altul este mecanic, altul este șofer, am fost și eu șofer, am făcut șoferie o perioadă, altul e zidar. Acolo unde ești, cântă laudele Sionului și vestește-L pe Hristos în fiecare zi, prin cuvintele și faptele tale. Aș vrea să rămânem cu ideea asta, că tata e un tata bun. Are planuri bune, gânduri de pace. Dă-mi voi să spun, când îți este atacată pacea în tine, e primul semnal că ești atacat de cel rău. Dacă ți este furată și bucuria, e al doilea semnal. Dacă e furată și neprihănirea, încep să-ți pătesc cugetul, e al treilea semnal
că împărăția este atacată în tine și trebuie să faci ceva. Nu mai lăsa depresia să vorbească în viața ta. Nu mai lăsa singurătatea să te robească de bucuria nepoților. Nu mai lăsa oboseala să-ți fure bucuria de a sta cu copiii. Nu mai lăsa lumea asta să-ți fure timpul de venit la biserică. Vino la rugăciune, vino la biserică. Vino să ne rugăm aici a Tatălui Ceresc pentru că El poate să facă minuni. Nu mai lăsa oglinda aia să-ți vorbească că ești o făptură, nu știu cum, disproporționată. Uită-te la oglinda asta care ne spune totdeauna adevărul, amin? Este oglinda desăvârșirii. Lasă adevărul să vorbească în viața ta. Astăzi te chem să fii un om al împărăției, o femeie a împărăției. Și ascultă-mă, Dumnezeu ne-a dat la toți puterea Duhului Sfânt. Ne-a dat la toți daruri, ne-a dat la toți chemare și planurile Lui sunt întotdeauna bune pentru noi. Aveam eu un cântec de mult, când eram mai tânăr, veneam la voi aici, prin anii 2000, și era cam așa, încerc să mi-l aduc aminte, doar refrenul. Gândurile tale sunt bune pentru mine, să-mi dea un viitor și o nădejde. De câte ori te caut, Doamne, Tu ești lângă mine, iubirea Ta eternă mă păzește. Unde să mă duc și unde să mă ascund, unde să alerg, în cine pot să cred, cu cine să vorbesc atunci când pribegesc spre Tine ochii mi-a țintesc. Împreună cu mine. Gândurile Tale sunt bune pentru mine. Haideți să ne ridicăm. Să-mi dea un viitor și o nădejde. De câte ori te caut, Doamne, Tu ești lângă mine, iubirea Ta eternă mă păzește. Dar gândurile Tale sunt bune pentru mine, să-mi dea un viitor și o nădejde. De ori te caut, Doamne, Tu ești lângă mine, iubirea Ta eternă. Încă o dată, gândurile Tale declară peste viața Ta acest adevăr. Gândurile Tale sunt bune pentru mine, să-mi dea un viitor și o nădejde. Tu ești lângă mine, iubirea Ta eternă mă păzește. Toate bune, toate rele, în mod tainic reușesc să lucreze binele celor care Te iubesc. Crezi asta, că toate lucrurile lucrează împreună? Crezi asta? Chiar și boala aia care o ai acum și te lupți cu ea? Chiar și stresul ăla, chiar și datoriile alea, chiar și piedicile alea care diavolul le pune, nu vor putea opri planul lui Dumnezeu pentru tine. Spune-te, rog, împreună cu mine, planurile Domnului sunt desăvârșite și cel rău nu le poate opri. Dragul meu, a putut diavolul opri planul din viața lui Iosif? Nu. A putut, poate întârzie, a pune piciorul, dar Dumnezeu și-a îndeplinit planul cu Iosif, pentru că Iosif umbla cu Dumnezeu și l-a crezut pe cuvânt. Și el face una din cele mai extraordinare declarații biblice în Geneza 50. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Vreau să ții minte asta. Dar Dumnezeu, haideți să o spunem împreună, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Aleluia. Haideți să-L mai lăudăm pe Domnul.
Dacă aveți nevoie de rugăciune în seara asta, spunea pastorul Timotei, sunteți așteptați aici de echipa de slujitori. Dacă nu aveți nevoie, mergeți cu bucurie acasă. Biblia zice, cine e bolnav să se roage, în primul rând el, după aia să vină la prezbiterii bisericii. Cine are o inimă veselă să-i cânte Domnului o cântare, amin? Biblia ne spune ce avem de făcut. Dar nu uitați, gândurile lui sunt minunate pentru noi. Vreau să te rog, într-o încurajare, să te întorci să spui vecinului astuia, lucrul ăsta, am realizat astăzi gândurile lui, mi-am adus aminte că gândurile Tatălui sunt minunate pentru mine, Răzvane, și pentru tine, sunt minunate, sunt extraordinare, aleluia, sunt extraordinare, Teo, sunt extraordinare.